Dragi telespectatori, bine vă regăsim la emisiunea de astăzi alături de colega noastră, jurnalistă Flora Ordean, emisiune comună CNS și Roman 24. Iată, ne regăsim într-o nouă săptămână cu subiecte de interes, subiecte calde. Bine subiecte ați revenit. Subiecte de la înregistrarea ultimei noastre emisiuni, s-au petrecut o mulțime de lucruri. Pentru că au trecut așa vreo 10 zile, da, chiar. Vreo 10 zile, nu știm nici cu care să începem, pentru că sunt extraordinar de multe noutăți și în plan politic și în plan administrativ, mai ales în plan administrativ. Eu aș începe cu lipsa aceasta de resurse financiare, da, a primăriilor, cu primari PNL care au primit extrem de puțini bani, aproape că nu mai iau. Deci, cum ne spunea primarul nostru, impactul majorărilor salariale și al celor diminuează drastic banii de investiții. Sigur. Și sunt legați de mâini și de picioare și mă gândesc că dacă cumva, deși este sub semnul întrebării, se aprobă cumva legea salarizării unice, practic nu există resurse financiare pentru plata salariilor. Da. Mai mult decât atât, ați văzut că majoritatea primarilor au și spus că, deși organigramele nu sunt completate în totalitate, nici nu se vor mai grăbi să scoată la concurs posturi care poate sunt necesare, pentru că la majoritatea, să spunem, aparatelor de specialitate de pe acolo, de pe lângă primar, pe la cabinetul primarului și nu numai, pe la direcția socială, pe la direcția de evidență informatizată a persoanei, adică am văzut destul de multe posturi care ar putea să fie ocupate. Dar nu vorbim numai de Roman. Nu vorbim numai de Roman, vorbim de întreg județul. E adevărat că pe la comune am mai văzut așa prin presă câteva posturi scoase la concurs și la Roman au fost dale numeri pe deget, dar comparativ cu alți ani, foarte puține. Tocmai din acest considerent pe care l-ați prezentat și dumneavoastră, e foarte greu de asigurat salariile. Bun, dar iată că guvernul social-democrat a încercat el prin majorarea asta de a salariului minim pe economie să facă cât de cât ordine în domeniu, nu numai că nu a reușit, dar s-a creat un nou val de nemulțumiri și un nou val de proteste. Mă gândeam, da, la polițiști, de, da, exemplu, am discutat cu domnul Cănărău, care a fost pe 31. La Brașov, da. La Brașov, chiar azi discutam cu el și ministerul a trimis acolo un singur chestor pe târg să luagă, dacă da, mi-amintesc eu bine, da, acum, pe care domnul Cănărău și-a găsit și și-a vărsat tot valul. Și a spus oful, dar nu știu dacă o să fie transmis mesajul mai departe, încât să audă cineva. A încercat un pic chestor să-l pună la punct, dar acesta din potrivă, ceea ce eu am discutat chiar dimineața, ieri am discutat cu domnia sa și îmi spunea că îi se pare nefiresc faptul că este drept că acum polițiștii, ca și funcționari publici, nu fac politică. Este clar asta. Dar i s-a părut foarte ne la locul lui ca la mai puțin de 6 luni de la pensionare șeful de la arme și muniții din Inspectoratul Județean Piatra Neamț, domnul Andreiu, dacă nu mă înșel ca și nume, da, a ajuns în doar 6 luni în Parlamentul României și de aici spunea, domnule, este clar că a fost recompensat, da, pentru munca depusă. Recompensat, da, din punct da, de a fost intervenția politic domnului Cănărău și s-a contrasat acolo cu domnul Chestor pe ideea că agentul Cănărău spunea, domnule, cândva meseria aceasta de polițist era o meserie nobilă, acum nu prea mai este, a intervenit Chestor și asta. Mai este, domnule, și acum nobilă, zice, din punctul dumneavoastră de vedere. Am văzut că a fost și o filmare care a circulat pe Facebook.
una peste alta, faptul că șefii din poliție sunt numiți și după criterii politice nu ne mai surprinde, că e aceeași poveste la majoritatea instituțiilor, la majoritatea inspectoratelor, persoane care au activat cu carnet de membru sau nu neapărat, care au ajutat la un moment dat o formațiune politică și au fost recompensați, cum altfel decât cu un loc de muncă bine plătit și călduț, nu? Nu te plouă, nu te ninge, stai comod la birou și leafa merge. Curge și vechimea și vei fi un tânăr pensionar cu resurse. Domnul Neculae Ieftin, și acum mi-amintesc, l-am găsit numele domniei sale, intrat direct din, după 6 luni de pensionare, direct în Parlamentul României, ceea ce spune dumneavoastră este o dovadă... Da, și spune destul de multe lucruri, da. Corect, nu e nevoie să mai argumentez, că până la urmă oamenii trag concluzia. Da, destul de curajos liderul de sindicat, ca domnul Cănărău, ca întotdeauna. Extrem de vocal, dar și tranșant, să spun, e păcat că protestele dumnealui s-au concretizat în a aduna 2, 3, 5 colegi, 10 colegi și cam atât. Adică alți colegi din neamț nu prea îndrăznesc. Păi eu l-am întrebat câte sindicate sunt în neamț la discuția de azi și au zis sunt cele tradiționale, acel sindicat național al agenților poliției, din care a demisionat, fiind vicepreședinte atunci la nivel național. Pe motiv de ceartă cu domnul Surugiu și am ființat iată acest Europol, care deocamdată la neamț are 70 de membri. Da, se fac presiuni, știți, ca în orice domeniu. Că ne povestea, mi-aduc aminte de o discuție cu domnul Ciobanu, care îmi spunea că e aceeași poveste și pe la fabricile din Roman, dacă află angajatorul că ești membru de sindicat, s-ar putea să ai niște probleme. Și atunci mulți se feresc. Eu am zis că în condițiile în care în mediul privat, cu totul și cu totul excepțional din fostele societăți, cum este de exemplu Mittal, da. Stilul care are sindicat, unde mai există? Pornind de la Roman. Ei au mișcarea sindicală extrem de slăbită. Au un birou undeva în pietonal unde se mai întâlnesc. Da, dar vorbim care... noi, cei din mediul privat, avem sindicate, poți să-ți permiți. Iată, domnul... N-avem și știți, e o problemă și legislativă, pentru că v-am mai povestit aici eu. Înseamnă, da. Dacă într-o întreprindere, să spunem, de confecții, unde sunt 300 de femei, sunt doar 50 nemulțumite sau doar una este nemulțumită, nu prea poate merge o singură doamnă să se înscrie în sindicat. Are nevoie aici, de o aici e asta. Plus prezență mai a existat chiar prin codul muncii și prin modul în care a fost gândit, a existat acest dezinteres de a lăsa mediul privat să se organizeze sindicate. Iar la drept vorbind, sindicatele bugetare, cu excepția celui de la învățământ, restul sunt doar pe hârtie. Avem exemplu de la primării, nu? Unde De la primării, sunt așa numitele sindicate galbene. Care nu spun niciodată nimic. Sunt mulțumite de ceea ce primesc. Să le luăm pe cele din sănătate, să spunem din sănătate la neamț. Ce la Roman? Ce sindicat ai la Roman? A lui domnul Jimmy și mai este unul care a ieșit atunci la protest. Da. Doamna, deși acum în sănătate... Mai puțin, da. În învățământ s-a mai mișcat ceva, dar era o perioadă, mi-am amintesc, ca cu 6-7 ani, când erau mai vocali și liderii de sindicat și parcă subiectele erau mai generoase și parcă prezența lor în mass media, în televiziune, în emisiuni, în studiourile noastre, era o prezență acum mai desă. Acum ca domnul Crostă să fie foarte mulțumit, da. Pentru că nou statut al cadrelor didactice, chiar te auzeam pe tine. Da, dimineața am citit. Asta, da. Băi, destul de... e destul de generos față de astea și eu totdeauna încerc să cunosc realitatea din mediul privat. Chiar încep să mă raportez la ceea ce se întâmplă în mediul bugetar și ceea ce se întâmplă. Oare ce ar spune cei din mediul bugetar dacă ar veni într-o societate privată în care nu ai cum efectiv să asiguri salariul? Da. Dacă a căzut piața așa cum a căzut, și atunci?
Da, haideți să vedem câteva lucruri, da, că tot ați amintit dumneavoastră și ați avut o intervenție și la conferința de presă la primărie pe subiect. Ce stipulează, de fapt, noul contract din educație? Ne spuneați dumneavoastră că el nu vine cu foarte multe noutăți, dar totuși ar fi acolo câteva lucruri. Angajații din sistem au cel mai mare concediu de odihnă din țară, și anume 62 de zile lucrătoare. Asta l-au din totdeauna. Sunt prevăzute zile libere în cazul unor evenimente, căsătorie, naștere, căsătorie copil, mă rog, schimbare loc de muncă sau schimbarea domiciliului, aici e interesant. Salariații din învățământ au parte de diverse gratuități și le discutăm imediat. Timpul de muncă este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, putându-se ajunge la cel mult 48 de ore. Și m-am oprit la gratuități. Fondul de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile următoare, în cadrul acelui așa în calendaristic și în același scop. Persoanele din învățământ beneficiază în mod gratuit de asistență medicală în cabinetele medicale și psihologice școlare, precum și în policlinici și unități spitalicești stabilite prin protocol încheiat cu Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Analizele medicale se vor realiza gratuit în baza trimiterii medicului de familie în policlinicile și unitățile spitalicești menționate în protocol. Protocolul meu aici, întrebarea e că această discuție cu analizele există de ani de zile, deci imediat după Revoluție, în fiecare toamnă se ajunge la aceeași poveste, unde fac cadrele didactice, uh-huh, acele analize, e vorba de analiza sângelui și pentru radioscopie TPC, pulmonară, cred, iar la cei care lucrează în, în mediul acesta cantine, uh-huh, deci la mediul preșcolar, acolo trebuie să facă și coprocultură, trebuie, uh-huh, să facă, și acolo face și examinarea psihologică, da, care și se examinarea face, psihologică, și care este necesară, da. Necesară și totdeauna am întrebat cine plătește, cum plătește, da, niciodată nu s-a știut cine și cum plătește. Vedem că ei mai au, mă rog, o reducere, 50% o compensație la bugetul asigurării sociale de sănătate, 50% din valoarea cazării, a mesei și a tratamentului în bazele de odihnă și tratament. Așa și pentru, da, copiilor. Și pentru copii, da. Deci dacă sunt, tu ești cadru didactic, uh-huh, și vrei, copilul tău se duce la facultate, ai sigur, dreptul la taxa de înscriere nu se achită, dar mai primesc, da, cred că și loc în cămin. Da, asta erau, da, întotdeauna, numai că acum s-a probabil din ceea ce am reținut eu, din ceea ce spunea astăzi, ieri, de fapt în conferința de ieri, primarul Micu, că n-ar apărea noutăți în ceea ce privește bugetul pe care primăria îl prevede pentru naveta profesorilor, dar ci apare chestiunea asta cu copiii olimpici. Da, eu am întrebat în mod cam câți avem, că știu, da, că la un moment dat aveam cadre didactice care fac naveta de la Roman la Piatra și chiar eu cunosc două cadre didactice care lucrează la un, da, liceu în Piatra, se deplasează. Uite, aici chiar nu știu cine le plătește. Le plătește primăria Roman, naveta asta le plătește din Piatra, aici ar, da, ar trebui, de știut eu doi soți cunosc care lucrează la un liceu în Piatra Neamț din Roma. Păi nu, dacă ei, dacă ei șoferă cunoștințele pentru un liceu din Piatra, ar trebui primăria din Piatra Neamț să le achite, da, că ei predau pentru copiii din Piatra Neamț, chiar, da, dacă ei sunt domiciliați în Roman. Pe de altă parte și un profesor de la Poienar, dacă vine la Roman, nu-i plătește primăria Poienar, îi plătește primăria Roman, primăria, că el vine la Roman pentru cursuri. Da. Așa. Iar chestia cu noutatea e aceasta cu olimpici și aceasta este foarte bună pentru că înainte, dacă ții minte, toate deplasările astea, uh-huh, care se făceau la olimpiade, se făceau cu mașinile părinților, exact, în condiții de risc, dificil, extraordinare de risc, pentru că, da, ferească Dumnezeu să se întâmplă ceva, un accident, asta cine răspunde atunci, pentru că el practic dați seama, conducătorul auto, oricum ar fi tot conducătorul auto răspunde. Pe de altă parte, erau și copii foarte buni, cu o situație financiară precară, care nu își permiteau nicio deplasare la Piatra Neamț pentru olimpiada județeană. Piatra, să zicem, dar acum dar, o să plătesc, exact, la cele naționale, la cele naționale, la cele internaționale. Da. Sigur. Și iată un nou... o nouă obligație financiară aruncată tot în cârca autorităților publice fără locale, să-i întrebe nimeni, care, deși, da, e jenant pentru că o să plesnească într-o fiecare își face ăsta planul, da, e ca acasă în familie, îți faci planul, știi că ai atâția bani, încerci să-i distribui și mai apar așa zisele cheltuieli negândite, da, apar așa
Una din, și atunci îți dau peste cap toate planurile. Una din problemele pe care eu am considerat-o de mare urgență în cei 26 de ani de la Revoluție și până acum, s-a tot investit și s-a răsinvestit și oricum s-a investit în infrastructura din rutieră, în infrastructura stradală, în ce vrei și în ce nu vrei, și s-a ajuns la situația în care iată că nu avem o sală corespunzătoare de festivități. Și nu spun lucrul acesta întâmplător. Da. Deci sâmbătă a avut loc la Roma, în acel festival interjudețean de care, teatru, da. De teatru, prima ediție. Care, prima ediție, care s-a ținut în două locații. În două locuri. Dimineață la Roman Vodă au fost cei care au interpretat monologuri, deci monologuri, poezii individuale, acolo nu au fost probleme. În schimb, sala după amiază, sala primăriei la care s-a apelat, a fost absolut insuficientă. Și asta n-ar fi fost, cum să spun, un lucru... Singura problemă, singura sau cea problemă, mai importantă problemă. Faptul că sala nu era sonorizată corespunzător. Deci eu am făcut, noi am transmis în direcție aia, se auzea un vacan, da, general. Da, știu că a filmat și un coleg de la noi. Foarte, da. foarte multe și erau bine, s-a muncit enorm. Ei, acustica sălii atât de proastă și sonorizarea în acel loc a făcut ca să nu se poată, plus că erau acolo claie peste grămadă, sala arhiplină, veniți din toată țara, părinți susținători, dar cel mai important lucru a fost faptul că, nefiind sonorizată sala, nu s-au putut practic înțelege ceea ce spun. Textele, și atunci, da, m-am dus cu întrebarea, doamne, ce se întâmplă și cum putem? Că acum o să spună cineva, păi avem Casa de Cultură. Păi nu prea avem Casa de Cultură, că și ea e depășită și din punct de vedere al sonorizării și a tot ce și vrei nici acolo. Și primăria nu poate să facă nimic, că nici asta n-au înțeles oamenii, da, că acea Casa de Cultură nu este a primăriei. Pe mine m-a surprins că ieri la conferința de presă dumneavoastră ați întrebat despre o discuție pe care ar putea să o preia parlamentarii vis-a-vis de situația Casei de Cultură și m-a surprins că n-a mai spus nimic primarul Micu despre datoriile pe care Casa de Cultură de la Roma le-a acumulat prin neplata taxelor și impozitelor locale și despre posibilul demers pe care primăria îl poate face împotriva Casei de Cultură ca în baza sumei restante. Dar n-a fost asta, e vorba de acea taxă de ruină, dar între timp aici s-a reușit, da, să se spoiască impozitarea cu 500%, dar mai sunt și alte, da, datorii. Amintiți-vă de pe vremea primarului Leoreanu, care, n-aș vrea să greșesc, 2008-2009, amintea el Can, moment din care nu s-au mai plătit taxe și impozite către primăria Roma și s-au adunat sume importante. Da, vorba de era de ordinul miliardelor, da, de lei vechi. De subteren. Și, exact. Uite că n-am... adică n-am ar fi putut cumva primăria în instanță să se întoarcă împotriva sindicatelor care au aceste aici case de cultură. Nebuloase, pentru că nu le au sindicatele. Deci s-au trezit deodată după Revoluție, s-a înființat acea asociație a caselor de cultură, care a preluat practic așa la hăirup acest patrimoniu, da, al, da, sindicatelor. Da, există exemple din categoria așa, da. Și o să dau un exemplu unde este prietenul nostru comun, președintele Consiliului Județean Ionel Arsen, da, de la Târgu Neamț. Acolo, acolo, da, s-a reușit și Casa de Cultură a fost transformată într-o adevărată bijuterie. Da, și uite, apropo de Casa de Cultură și de asta, festivalul acesta de rock pe care îl organizează Asociația Culturală 2000 Dance, nu-l mai ține nici la Piatra, uh-huh, ca anul trecut, nici asta îl țin la Târgu Neamț, probabil din acest considerent. Da, o Casa de Cultură frumoasă acolo. Iată că exemple că s-a reușit există. Poate. Bun, că și acum să revenim la oile noastre din, da, Roman și să n-avem spunem o sală, că asta ne-a promis primarul Micu că va reintroduce proiectul cu Cinema Unirea, Cinema Unirea, care
absolut, eu nu știu dacă mai rezistă, da, acela rămâne în picioare până la când se va introduce proiectul, că am înțeles că undeva prin toamnă ar trebui să introducă proiectul, da, odată și cu cel de reorganizare a, de reabilitare a primăriei, acolo, da, exista o condiție ca în ultimii 5 ani, ne-am mai discutat noi despre asta, să nu fi făcut deloc investiții în clădirea primăriei, iată că Ministerul de Justiție a răspuns, se încadrează aici, că mi-e era teamnă că s-au făcut ceva reabilitări la, dar s-a mai schimbat împlăria, da, s-a mai schimbat sala de consiliu, da, s-a mai schimbat la judecătorie. S-a vorbit la judecătorie. La, da, judecătorie. Mm-hmm. Însă nu răspund, n-a răspuns deloc ANAF-ul, ai văzut? Și atunci, da, când, cum, când se va introduce, când se face proiectul, când ca să înțeleagă toată lumea că vorbim de o clădire care este împărțită între ANAF, primărie și judecătorie, da, și n-ar putea să facă doar primăria bucățica ei, pentru că și da, te gândești, trebuie un proiect atunci, unitar. Bine, acum nu poți face nici, că stăteam și mă gândeam cu groază, o reabilitare unei asemenea clădiri durează. Durează. Durează, durează, până pui proiectul, până mă ridici pe tot PSA, până dai, până asta. Ce o să se facă toate cele trei instituții? Unde vor lucra? Probabil că vor trebui să se înghesuie. Asta mi-amintește de situația de iarna asta de la APASERV, când directorul de atunci, da, Duchirile, a spus angajaților, ca să vă încălziți, intrați mai mulți într-un birou. Cam așa, da, o să fie. O să se mute toți în câteva birouașe ca să elibereze pentru muncitori. Așa, să se lucreze pe bucățele. Cred pe bucățele. Că așa, e singura fapt, soluție. De fapt, da, că stăteam și mă gândeam acum cam cum s-a modernizat atunci judecătoria. A fost în urmă cu vreo 7-8, da, ani de zile. Cred că tot așa, tot pe așa au lucrat, s-au, da, s-au lucrat. Da, să dea Dumnezeu să avem până la urmă semnătura și parafa, da, pentru că și ați văzut și inițiativa colegului nostru, Dana Ilincă, care a spus că poate că ar trebui proiectantul să se gândească și la o sală de repetiții, pentru că avem și trupa de teatru municipală, iată, e și trupa de teatru Gong, dar și alte ONG-uri care desfășoară activități și similare, dacă ne întâlnim, și nu au unde să facă repetiții. Și la, da, dacă ne amintim la întâlnirea de acolo de, cu ONG-urile, acesta a fost, uh-huh, principalul subiect al tuturor ONG-urile. Da. Spațiu acesta pentru o sală de spectacole, asta e greu de rezolvat, o problemă foarte greu de rezolvat. Bun, deocamdată știm așa că de la vreo 150 de locuri pentru o sală mare s-a ajuns la vreo 200, spunea primarul Micu. Asta amintește și de intervenția doamnei Camelia Duca, care a fost prezentă la acea întâlnire cu ONG-urile, ea fiind tot actor amator la trupa de, da, teatru Dan Alexandrescu, și care a spus, da, și a spus, domnule, e cam mică o sală de 150 de locuri, nu vă gândiți, adică de 150, da, de locuri, cam cât ar fi sala primăriei acum. Da, e destul de micuță și atunci s-a vorbit micuță de această sală cu 200 de locuri. Mi-am păi cea a Casei de Cultură mai are 350. Ar mai fi una, da, ar mai fi una. Cea a Casei de Cultură 350. Ei, să sperăm că între timp vor să o rezolve și pe asta. Eu o altă chestiune arzătoare, zic eu, de săptămâna trecută a fost semnarea acestui contract cu Casa, da. Dar atenție, vorbim aici de faptul că au fost abia au fost repartizate sumele. Spitalul Roman, deși trebuia să intre în vigoare de la 1 aprilie, Spitalul Roman n-a fost încă chemat la contractare. Și eu, dacă a fost chemat azi, discutam cu, da, doamna doctor Bica, vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie, care îmi spunea că ei au fost semnați, de fapt la ei zic, se spune că e doar un act adițional și au fost chemați să semneze cu două ore înainte și că ei sunt absolut nemulțumiți pentru că la ei nu s-a modificat mai nimic, deși asigură 29% din serviciile medicale ei le asigure, nu s-a modificat decât de la 2,1 la 2,2 punctaj, condiții în care ei nici măcar nu-și mai pot plăti asistenții medicali pe care îi au, nu mai vorbim de utilități, nu mai vorbim de restul. Da, este îngrozitor, e adevărat. Și o să intrăm în câteva detalii, mai cu seamă pentru Roman, că ne-ar interesa mai mult. Și comparativ, e foarte interesant. Și comparativ, ia să vedem, trecem dincolo de ce a declarat doamna Andrici.
Aici spuneați dumneavoastră, conducerea Spitalului Roman așteaptă ca prin nou contract să primească sume suplimentare prin serviciile contractate anul acesta și pentru laboratorul de imagistică medicală. Că anul trecut nu s-a putut încheia contractul pentru managerul acum Andrici, aparatul acela. Managerul Andrici s-a arătat mulțumită de faptul că la Roman durata medie de spitalizare s-a redus, contribuind la majorarea sumelor pentru spitalizarea de zi. Și acum avem așa, conform site-ului Casei Județene de Asigurări de Sănătate, care a publicat pe 30 martie un document cu valorile contractate, repartizarea sumelor pe 2017. Ei au fost întâi la negocieri. Corect. Dar iată că astăzi, nu știu dacă a intervenit vreo modificare de vineri până acum, da, dacă s-o fi dus să semneze, pentru că, uite, pe medicii de familie în două ore i-au chemat la semnat. Și avem așa. Spitalul Județean Neamț va avea alocată suma de 4.799.554 de lei pentru bolnavi acuți. La Roman, pentru aceeași categorie, va fi alocat anul acesta, suma de va fi alocată 3.078.553 de lei. Deci cu vreo 1.700.000 de lei mai puțin. La Târgu Neamț, Spitalul Orășănesc va primi pentru bolnavi acut suma de 956.973 de lei. Spitalul TBC Biserican 155.360 de lei. Spitalul de la Bicaz are la acest capitol și cea mai mică sumă contractată pentru bolnavi acuți, respectiv 82.324 de lei. Acum pentru bolile cronice a rezultat în conformitate cu negocierile următoare repartizare. La Spitalul Județean 219.000 de lei, la Roman 140.397, Spitalul TBC Bisericani 908.672 de lei, Spitalul de Bolnavi Cronici Psihici Sfântul Nicolae Roman are repartizată suma de 421.904 lei. Există repartiții și pentru sumele alocate în regim de spitalizare de zi. Spitalul Județean primește 592.935 de lei, Spitalul Roman 227.291 de lei, Spitalul Târgu Neamț 247.000 de lei. Tot pentru spitalizarea de zi, la Spitalul Bisericani 39.529 de lei. Spitalul Bicaz are o repartiție de 172.939 de lei. În același document mai apar aici Fundația Medicală Barticeș cu peste 98.000 de lei și o societate medicală din Roma, la fel o sumă de peste 98.000 de lei, tot pentru spitalizarea de zi. Și am încercat să citim cât mai rapid ca să avem... Și cam asta ar fi. Dumneavoastră ne-ați mai punctat chestiunea aceasta cu medicii de familie, care sunt destul de îngrijorați și pe bună dreptate. Așa, și între timp a rămas tot zilele astea să documentez. Cele mai puține fonduri se primesc pentru stomatologie. Am văzut totuși că sunt câteva cabinete și din Roman, asta o să o documentez zilele acestea, care au primit fonduri pentru stomatologie, dar aici fiind atât de scumpe materialele și asta, chiar nu se îngrămădesc medicii aceștia să încheie contracte. Corect. Cu casa, abia dacă le ajunge de câteva plombe. Și atunci te întreb de ce România e undeva în topul rușinii la cumpărat de pastă de dinți și periuță de dinți, nici la stomatolog nu mergem, suntem poporul fără dinți, e o realitate, da? Sau cu dinții cariați. În același timp, totuși, stomatologia este cea mai ieftină pentru că cei din străinătate vin aici, permit, da, vin așa aici, este, da. Vara, că nu-și permit să... Și mai afirm cu toată certitudinea și cu toată responsabilitatea, este domeniul în care este cea mai mare evaziune fiscală și asta o știm pe pielea noastră. De câte ori am mers noi la un medic stomatolog, am făcut o lucrare și am și primit doar dacă am insistat, am cerut. De cele mai multe ori nu. N-am primit nicio chitanță. Nici măcar chitanță și asta spune foarte multe lucruri despre sistemul acesta medical. Da, mă gândeam puțin că am avut săptămâna trecută și ședință ordinară de Consiliu Local Roman și dincolo de proiectul de buget și de proiectul acela ghid de finanțare pentru trei domenii, mi-am amintit
amintit de intervenția domnului Rusu, cred că îl chema din sală, da, nemulțumit că nu reușește să achiziționeze un teren pentru care înțeleg că a tras utilitățile și a făcut o felul de demersuri și l-a acuzat și acolo pe consilierul Pascariu, care avea un cu interes. Cu care eu am discutat după aceea. Interesant că domnul consilier Pascariu n-a dorit măcar să spună ceva, s-a abținut de la vot, prin faptul că s-a abținut, din punctul meu de vedere, cine se scuză, se acuză. Este da, o ceva este la mijloc, acolo, nu mi s-a părut destul de ajuns la capătul răbdării domnului din sală. Eu am văzut titrat într-un ziar online că ședințele de Consiliu Local au ajuns așa da, ca la piață, că intervine piață, oricine. Da, intervine. În mod normal nu prea poți să intervii nu, decât dacă președintele de ședință îți dă voie și ar fi trebuit, dar bine, da, probabil că domnul Rusu n-a știut procedura. Era prea supărat. Numai asta, dar el este un protestatar vechi, ținând minte că el de pe vremea când făcea transport la Roman și pe bună dreptate avea acuza mereu acea piraterie da, da, de la asta, pentru care nu s-a reușit niciodată să se facă nimic și cu ea mănenii merge lumea în continuare. Corect. Și transportul merge rău, cu excepția câtorva firme de acestea de transport. Dar tot aici, dacă ai adus da, ședința de Consiliu Local, eu am întrebat în conferința de presă acea prevedere pe care a anunțat-o acum domnul secretar care a intervenit și a spus că la toate proiectele pe urbanism este necesar în cazul în care consilierii votează împotrivă sau se abțin. Deși e important de spus că toate acele comisii care sunt întrebate pentru validare, aviz favorabil sau nefavorabil, comisiile sunt consultative. Da. Deci consilierii locali ar putea să aprobe în unanimitate un proiect care a primit, nu știu, un aviz nefavorabil la nu știu ce comisie. E interesant de văzut că cineva a spus, dom'le, dacă acea comisie a dat aviz nefavorabil, de ce s-a mai supus la vot? Păi, comisia dă un aviz așa consultativ. Eu n-am fost la ședința respectivă da, și te-aș ruga pe tine să-mi spui la votul bugetului cum a votat PSD-ul. Nu, au votat pentru. Au votat pentru. Da. Dar asta datorită faptului că i-a chemat primarul Micu. Exact, înainte au avut discuții și negocieri. Să știți că înainte de a se anunța public acea întâlnire, undeva pe la 15-20 martie, cred că a fost pe 15 martie, au ridicat proiectul de buget spre dezbatere publică pentru 15 zile până pe 30 martie. Ei, la scurt timp, după ce primarul Micu a anunțat că va fi proiectul în dezbatere, am avut o emisiune cu consilierul Holban, când a motivat atunci de ce PSD-ul n-a venit la acea ședință, mă rog, și spunea, domnule, dar pe vremea lui Leoreanu, dar de fapt până în ultimul an, că nici în ultimul an când a fost Leoreanu primarul nu ne-a mai chemat la negocieri, dar în vremurile bune ne întâlneam cu toții, făceam amendamente, spuneam mai de să luăm de aici, vă amintiți celebrul caz cu 2 milioane de euro pentru ștrant și pentru anvelopare da, termică? Da, să da, facă tot atâtea amendamente PSD-ul cât a făcut și domnul Arsenie da, la bugetul județean care a ținut cont. Da, dar totuși, Lucian Micu, primarul da, de astăzi, i-a chemat, i-a chemat la discuții. Țin minte că da, eu l-am întrebat în conferința anterioară de presă de ce a simțit nevoia să le mulțumească. Da. Pentru că, în definitiv, a fost o politețe administrativă, să-i spun, corect, politețe administrativă. Pentru că, definitiv, lumea trebuie să știe că pentru fiecare ședință în parte ei sunt plătiți din bani mai puțin noi, jurnaliștii. Eu am un răspuns, dar numai noi mergem și facem muncă voluntară, da, dar asta e o altă poveste. Eu am un răspuns de ce am mulțumit public. Pentru că, doamna Flora, trebuie să înțelegem și noi și telespectatorii că, dincolo de aceste vorbe tăioase din ședințele de Consiliu sau din conferințele de presă, indiferent că e de la PNL sau de la PSD, dacă acei doi oameni mai au și alte interese în afara programului, sunt prieteni la un șpriț, și au sunt afacere împreună, uită că el e de la PSD, celălalt de la PNL și trebuie să-și mai și mulțumească că, în fond, poate că sunt prieteni dincolo de și animalitățile cam sunt, politice. Și cam sunt. Asta e explicația, vă spun eu. Da. Și am mai avut tot în ședința de Consiliu acel ghid de finanțare pentru cele trei domenii, da? Sport, cultură și religie și nu mai știu ce era. Finanțări între 3.000 și 10.000 de lei, dacă și tu, ca ONG, asiguri o parte de cofinanțare, care de înțeleg că era 10%. Da, ce e interesat lucrul ăsta, este bine lucrul ăsta, pentru că hai să luăm acest exemplu al acestui festival
de teatru Gorki. Da. Este adevărat că el s-a organizat. A văzut foarte mulți sponsori acolo. Foarte mulți sponsori. Foarte mulți. Știi ce mi-a atras atenția? Mi-a atras atenția asociația aceea, sau cum se cheamă, ONG-ul Dan Voiculescu. Da, deci acolo până e, și da. A pătruns destul de bine doamna Cătălina Postan. Asta e o dovadă că dacă cel care se ocupă... Primăria n-a dat decât spațiu atât. N-a dat nimic. Interesant și acest aspect. Nu, dar mă gândeam că toți cei din lumea sportului, în general, la aceste activități, domnule, nu găsim sponsori, Iată o dovadă, asociația Dan Voiculescu, mi-am amintit acum. Iată o dovadă că dacă te duci, dai telefoane, umbli, s-ar putea totuși să cineva spunea da. Foarte greu, îți spun eu că eu am făcut proiecte din astea până mai acum. Și contează puțin și legăturile. Cineva spunea că doamna Cătălina Bostan pregătește și copiii unor părinți de bine. Și asta atunci asta este adevărat, da, influențează și acest lucru. A fost, eu am fost și dimineață și după amiază, am stat tot timpul, am și transmis în direct. Da. A fost un început, o muncă enormă, o muncă titanică, însă ca și la început, cu mii stângăcii, la un moment dat a apărut totul ca o serbărică școlară, poate nici repertoriu. Oricum, mai trebuie lucrat. Mai e prima ediție, trebuie până la anul viitor, sigur. Până la anul să se perfecționeze și sunt sigură că va... Mi-a plăcut foarte mult trofeul, l-am văzut, foarte frumos, deosebit foarte frumos. Lucrat, da. Să discutăm despre acum PNL? De PNL? Alegeri la PNL, dar am avut la PNL Roman, am avut întâi și alegeri. Și la Piatra. Și duminică, la duminica Piatra, care tocmai a trecut la Piatra. Dar să știți că eu am găsit, trebuie să fiu corectă, eu m-am uitat, am verificat după discuția cu dumneavoastră de la conferința de la primărie, am găsit pe adresa CNS-ului o invitație pentru alegeri la organizația județeană PNL. O invitație trimisă sâmbătă după amiază, în contextul în care evenimentul era duminică la prânz. Păi, deci cam cu 24 de ore înainte. O să trebuiască să mă interesez și eu să vedem și la noi. Deci la noi exista, trebuie să fim corecți, dar așa, mai pe fugă, mai pe grabă, pe ideea, ups, am uitat să-i chemăm și pe cei de la Roman, care fac presă la Roman. Că ei n-au mai fost de mult pe la județ, au și uitat cum e municipiul Piatra Neamț. Da, mulți dintre noi am uitat. Dacă mergem la mall, ne amintim. Da, ce să spunem? Fără emoții, Laurențiu Leoreanu reales președinte pe la Roman. Da? Da. Lucian, o groază de vicepreședinți, o groază, n-am văzut atâta stați la nicio organizație. Stați să-i și citim repede. Da. Ia să vedem. Vicepreședinți, Leonarda Chiriloae, Lucian Pascariu, Bogdan Andrieș, Maricel Benchea, Constantin Ghica, George Bălan, Petru Farca și Mircea Beloiu, alături de primarul Lucian Micu și de viceprimarul Roxana Iorga, care au prin statut acest drept. Da, și membrii. Primarul Lucian Micu este și vicepreședinte la PNL Neamț. La județ, da. A zis că n-a vrut să comenteze, poate o să facă o conferință de presă la PNL, ar fi și momentul ar fi și să mai comenteze, da, și dumneavoastră, poate da, și poate PSD-ul. Că am înțeles acum că domnul Leoreanu își însoară băiatul și e mai ocupat. E mai ocupat. Dar mi s-a părut interesant că pe surse, noi nu spunem niciodată, dar pe surse s-ar fi auzit că și Laurențiu Leoreanu era interesat de funcția de președinte PNL Neamț. Pentru că tot timpul i s-a reproșat domnului Cosmanciuc că este venetic. Da. Că n-are buletin de neamț. N-are buletin de neamț. Dar o fi rezolvat între timp, că am văzut că și-a închiriat sau și-a cumpărat un apartament prin Piatra Neamț. Adică să-și facă mutație. Dacă... Să fim serioși. Oare chiar locuiește domnul... Că trebuie să recunoști să locuiești cu familia acolo. Nu locuiește cu familia, dacă nu mai are câte un eveniment din acesta la Piatra Neamț, rămâne să doarmă, nu după petrecerea de după alegeri. Poate să doarmă și la hotel, că-i de contează. Poate să doarmă și la hotel, dar e mai comod într-un apartament, eu așa zic. Ce ne-a mai rămas? Situația cu câini de la Roma, haideți că e interesantă și ne-am amuzat. Și comerțul acesta în piețe, vreau să-ți spun vă rog. A făcut subiectul întâlnirii colegiului prefectural de săptămâna trecută. A, controle înainte de Paști, controle nu? Înainte de Paști, foarte multe alimente, băgată în priză direcția sanitară, veterinară, și pentru siguranță, care iarăși trebuie să spun
spus că, deși directorul este Romașcan, de-a nostru foarte puțin comunică. Nu știu, așa am este, o da. Senzație în ultima vreme că suntem total izolați de cei de la Piatra și ca informații primim firimituri din veștile. Iată că acestea. Pe la agenția locală pentru ocuparea forței de muncă se mai face câte o conferință de presă din și când, așa în mai când și acolo cu locurile de muncă. Dar apropo din astea, am uitat să-l întrebăm astăzi pe domnul Micu dacă au terminat de spălat piața. Nu, astăzi am fost eu în piață și am făcut câteva reportaje pe acolo și se spăla în piață. Înțeleg că urmează o igienizare și în zona cealaltă unde se aduce răsaduri. Mai înțelegem că acolo în fosta ograda căruțelor o să avem un mare supermarket și o parcare, da? O parcare liberă. Lucian Micu a ținut să lămurească acea întrebare pusă de un coleg de-al nostru foarte insistent ce a apucat-o pe primărie să scoată, să mute taman acum târgul de vechituri de pe strada Prodoarbore în apropiere era acolo în bazar în fostul bazar, oborul închis. Da. Așa și în conferința de presă de luni primarul Lucian Micu a făcut o întreagă discuție, istorie, da. Susținând că n-are interese acolo, da? Da, sau că primăria nu se poate opune când vine un investitor și achiziționează terenuri. Două terenuri. Se pare că e vorba despre un mare supermarket. Da. Mă întreb, la o populație atât de sărăcită ca romanului. Nu spuneți așa, doamna Flora, că dacă vă uitați puțin în toate datele acestea de la nivel național, oricât ar fi românul de amărât, că astăzi am fost în piață și comerciantul de la ridiche și spanac îmi vorbea despre facturile la gaz și la lumină, în loc să se concentreze pe ce l-am întrebat eu. Dar să știți că oricât e de împovărat de datorii românul, umple coșul la supermarket, poate să arunce după aia următoarea săptămână jumătate din ce a cumpărat. Și cum era piața? Piața era plină de produse, dar fără oameni care să cumpere, despre asta e vorba. Deși suntem în post, mai sunt două săptămâni până la Paște, un leu legătura la toate verdețurile posibile, mai primești și un bonus dacă cumperi ceva, îți mai dă destul de bogate legăturile și de salată și de leuri, dă și de spanac. Și la cât nu se atinge muncește, da. Și majoritatea erau din zona noastră, majoritatea de aici din Lipoveni. Romașcani. Bun, care au solarii. Întrebarea este acum, domnule, ce s-a întâmplat cu noi, pentru că suntem conștienți că tot produsele noastre sunt mai bune. De ce e mai comod să te duci la... supermarket? Și să nu uităm că nu e doar supermarketul de la piață, tot pe surse, nu e nimic confirmat nici la primărie, unde a fost fabrica Umaro, ar fi cumpărat și acolo cineva și vrea să facă un hipermarket. Apropo de asta... Unde a fost Banc Postul și cu celebrul mall, înțelegem că cele două clădiri se vor uni și se face un mall în roman. În spate, deja firma Pristil, am înțeles că face lucrarea aceea cu parcare etajată, cu o clădire, cu birouri. Adică iată că se mai întâmplă câte ceva în roman. Surprinzător, se mai găsesc dezvoltatori care să cumpere terenuri, să le lipească, cum e cazul la piață. A cumpărat un teren liber și un teren cu o casă bătrânească ce urmează a fi demolată. Deci automat. Că e și aceasta o problemă, să poți să aduni suprafața de teren necesară pentru investiții, că trebuie o suprafață generoasă. Bun, nu știu, știți care e partea bună? Că se mai creează făcut, câteva locuri de muncă. Asta, și dacă mai avem și acel depozit... Probabil că a făcut un studiu de piață. Probabil că s-a făcut. Și să nu uităm că anul trecut se discuta despre o așa zisă bază logistică pe toată zona Moldovei pentru un supermarket care e la Roman în două locații și în Favorit și pe Mihai Viteazu, ca să nu-i dăm numele. Dacă se mai face și acea bază pentru toată zona Moldovei, un depozit pentru la Roman, toată zona Moldovei, că la un depozit, se da. Trăiește bine. Continuăm un pic discuția, mai oare avem oare ceva săptămâna asta? Mai avem cu câinii, n-am discutat despre câinii, și da, cimitirul. E foarte important. Și cimitirul, bine că ați spus, da? Haideți să începem cu câinii. Dincolo de acest turism al câinilor descărcați la Roma, mai avem 5 minute, înțelegem mai nou că primăria a trecut la treabă și a dat primele amenzi
amenzi, mi-am notat aici, ia să vedem să nu zic prostii, primele 3 amenzi au 150 de lei fiecare și 6 avertismente pentru romașcanii care nu curăță mizeria de la câinii de companie. Dacă până acum s-au dat avertismente, s-a trecut la fapte. Bun, aici există un singur semn de întrebare și eu, dacă ai văzut, am intervenit imediat cu întrebarea și am spus, domnule, dacă cu câinii vagabonzi ce s-a făcut? Că și aia sunt o problemă și fiind așa de mult, sigur. După aia cine se duce să strângă? Să strângă, da. Și aici nu iar umblăm cu 2 jumătăți de măsură, ca și la taxa pe ruină, că fusesem în zona aceea de la supermarketul, da, de la abator încolo, da, am văzut, da, foarte multe clădiri din acestea particulare, neîngrijite. Neîngrijite, cu geamuri sparte, cu, și mă gândeam, și săptămâna trecută eu am întrebat cum e cu taxa asta pe ruină, am înțeles că deocamdată se inventariază, dar aici se umblă cu 2 măsuri, pentru că statul nu-și pune impozit pe ruină pentru propriile clădiri, vezi, Casa Celibidache. Da, dar te impozitează pe tine, da. Te impozitează pe tine așa particular, este. Ceea ce chiar nu-i așa corect. Este. Chiar bine, pe corect. De altă parte, primăria o să ne spună că acei câini comunitari nu mai există, că ei sunt adunați de hingeri, păi, și duși la adăpost. Am înțeles că acel ONG care venise și făcuți... Vrea să fie acea punte de legătură pentru adopții, da, între câinii, da, vagabonți și cei care iubesc căței. Iar, nu s-a întâmplat mare lucru. Ca element de noutate s-a deschis ștandul. Da, zona, da, de picnic deocamdată, da, și grătar, da, am înțeles că deja frumos. Au fost închiriate 13 foișoare, sâmbătă și duminică, în perioada 1 aprilie-31 octombrie rămân aceste zone de picnic și de grătar deschis. Am văzut un coleg de-a nostru care a vorbit despre acea taxă de intrare în ștrand, că ea încă nu este operațională și spunea primarul că după Paște, probabil cu 1 mai vor da drumul și la zona de bazine pentru plajă și apă și atunci se va putea plăti. Se va monta bariera, probabil bariera, eu n-am fost în zona acolo. Nu e montată încă, nu se va monta. Montată, înțelegem că au mai extins puțin, ne spunea la o conferință mai de demult primarul, că au mai extins puțin zona de plajă. Aveam, nu mai știu câte șezlonguri și umbrele, dar cred că erau suficiente, că la început mai stătea lumea pe prosopel. Problema, iar mi s-a părut că pune foarte mult accent primarul pe această problemă a distrugerii. Da. Au fost montate aici în centru niște jardiniere, corect, din câte am înțeles au fost smulse florile și distruse, da. Iar imediat după ce am ieșit de la conferința de presă, m-a oprit cineva chiar să mă roage, chiar cu gândul la emisiunea asta pe care, da, o avem împreună, și să ne roage să punem întrebarea ce se întâmplă cu zona aceea a fântânii arteziene de la piață, unde miroase îngrozitor. Din fața primăriei, cum ar veni? Da, din fața primăriei, fiind după conferința, da, de presă, eu, păi, am sunat, nu s-au făcut igienizările. Nu s-au făcut igienizările. Și am spus ceva trebuie făcut, o zis că efectiv a dat soarele, e foarte frumos acolo, nu se poate sta. Și am înțeles de la primar că se revizuiesc fântânele, exact, și că până de Paște ar trebui să fie probabil funcționale toate. Plantările de puieți, iar am văzut că se plantează panseluțe și în centru, adică se întâmplă cât de, da, când niște lucruri, poate că nu țin pasul pe cât și-ar dori romașcanii, dar încearcă și cei din primărie. Mai avem subiectul acesta cu cimitirul, destul, da, de important. Da, foarte interesant. Aici eu cel puțin am fost prima interesată. Da, păi ați văzut, ni s-a spus frumos că dacă nu poți să faci tu curățenie, vine locat-o pentru 24 de lei și îți face curățenie. Chiar mi se pare interesant și am e foarte interesant, personal, dar da, o să vedeți, doamna Flora, câte morminte sunt. Eu am caz în familie, da? Socrul meu este decedat. Noi facem curat, plantăm flori, dar undeva în spate sunt mai multe morminte părăsite, la care, așa cum spunea primarul, vine cineva și plătește taxa anuală pe 5 ani, pe 7 ani, perioada în care nu mai vine niciodată. Burieni uscate, lumânări arse, toate aruncate acolo, ca o lată de gunoi. Pe altul, exact. Da. Ce se întâmplă s-ar cu acele morminte? Aici odată, e problema. S-ar putea ca odată reglementat treaba asta să se rezolve și ar fi bine, asta, o inventariere a lor și să vedem ce se întâmplă, să faci și o curățenie de primăvară acum în cimitir, că tot vine Paștele și noi trebuie să ne oprim aici că s-a terminat timpul emisiunii. Deși n-am mai apucat să mai discutăm nimic despre... Exact ce am spus, că nu va ajunge timpul data viitoare de acum. Da, la revedere!